Și bună dimineața, s-a trezit dulceața, deci cel mai bun și cel mai dulce somn cu siguranță este acasă, indiferent cât de frumos n-ar și fața pământului. Acasă e acasă, dar cafeala e ca zârnâitul ăsta, hai! Cafeala în acum mâna dreaptă, ca și la balconașul ăsta, asta e ultimele zile când mai stau aici, gata, mă duc pe lume! Plâng, plâng, las și nu știi de unde s-ar iepurile. Așa că, oameni buni, o cafeluță cu mâna dreaptă e succes în viață. Și lăsând acum tăt prostologii la o parte, acasă îi sfânt. Somnul-i dulci, jisurile sunt ierot și pe alocuri, da? Ce să facem? Asta e postarea aceea mie, cum eu mănânc scoi și o împărțit fetele și mei în două. O categorie spune că eu sunt needucat, psihopat și ninormal de cap. Dar altele spun eu, Emiliane, am suim ceva gustos. Fetelor, gata, sunt și postul, mă scuzați. Cât n-aș vrea eu, dai post, gata, nu. Cafeaua și atât, la verdura, mangiare de dimineață, nici un fel de scoică. Gata! Așa că, fetelor, ia mai puneți-vă pofta în cuiș, dar mă așteptați să vină că șlegi, dar după Paște încolo, poate că îi mai îndrăzni. Până atunci, mă rog, mă iată la astea care le-am obișnuit și au spus că eu sunt... Fetelor, eu nu, sau femeilor, eu nu-s vinovat că voi faceți cica-cica cu lungina stânsă, dar și asta e o artă. Mă duc să mă transformă, first lady. Și acum, sincer, pretențiile mele sunt față de natura asta. Eu n-am dat comandă și în noros și vremea ploaie. Eu am dat comandă să fie soare, the sun, uit raz, uit, bat în cap. Am venit eu, las că pe Instagram și soare, și lună, și nor, și furtună, și... Mă duc eu, hai, să mă transform. Începe ziua vesel, începe ziua cu soare. Dar nu, că nu stă rău cu denimul acesta, îmi tineresc, îmi floresc, îmi așa o lițicasă spre oraș, mă duc fuga să fac niște achitări și merg la țiram, dar n-am mâncat nicăla, nici familia n-am timp, că trebuie să reușesc, că iar mă duc cam ușă pe urlaț. Spui încă o dată în Instastory și îi spui în mașină. Uite, ai curaj, nu? Am prins eu azi. De unde? Din mahala noastră aici. Serios? La muzeul de etnografie, azi te duc acolo și să râd păsările, struți, lebede. Ce îți faci cu leurde astea? O ducem la negurieni să o pregătim. Zâmbește. Faci video, am auzit, faci video. Hai, știți foto cu... E un leurdă. Bă, și putea usturoi, uha! Momentul când mama zice că tu vii la negoin, te rog frumos așa pe post, știi că nu prea mâncăm de fruct, niște aluni de cei de care cumperi tu de la... Și o să fii stic, dar nu știu cum îți iei acolo, așa că astăzi am zis să luăm lui mama, în loc de carne, tot am mai sturat, pentru tine întotdeauna. Uitați-vă, pentru doamnele care țin post și aveți să înlocuiți carnea cu ceva bun, fibrele, de ești nu și de tot fielul. E ca așa, și de este de șelea preferatele lui Nina, nu cele din macadamia. Nina, trebuie să recunosc că e faci rar salata acasă, dar când faci, pune sămânța asta de plin, tare gustoșic, așa că aici la pistic. Nu doar în salată. Ia ca de la pică aici pe lângă noi șalune, tot felul de fructe uscate, smochini, bandini, fetele drăguți ca de fiecare dată, pun acolo. Aici s-a luat Lavinia, dar pot și eu și nu-i dăm. Să băgăm un micușor în noi, mă sună Lavinia, Nanu, te rog frumos, eu cu postul lui bunica mor de foame, cumpăr niște cârnățiori și niște micușori. Ia uitați-vă pe cine văd eu în not, liniuță Oleg Rotar. Foarte curând și copiii din Negureni, cu siguranță cu acest microbus vor merge la în not, la arena. Că copilași mă ating precis la mama lor. La fanii tăi din Spania. Aha, și maslini, și cremocică, și lumânări miroase, Doamne, și are Dumnezeule. Ia ca așa, ia uite la dânsă. Dar nebună, stai o leac și eu... Ia, pentru dialogul îți scrie ție și lui Dora tot, ca, pentru amândouă, îți dorim și ca așa. La fată, nu mă mâi. Și face cu salată? Da. Bravo. Ai în mână, ai, unde mai bagi mâna și ei la altă, Dumnezeule? E foarte, nu mă hrănești, bunica. Bunica și nu... Nu mai fac, îi fac terțișor. Nu am să-ți dorat de terțișor. Da, nu cumpăr, te rog, nicușor.
salam pentru... Ai asta da, asta pentru Lavinia dimineața, nu? Mai dă și n-am una. Da, pe cine avem noi, dar miliță mari, dar mă au și făcut. Tu la mama lor, eu. Ia că tu deja și setul 2. Eu ieșit, o, dar știți de multe și le iau, tot mă și-a ieșit. Wow! Păgunii, ăsta și cred, ia uite, eu mă tem că el mă și-a ieșit. Pentru copchelaș iepuraș avem brânză, smântână, mămăligă, dar aia ca și mănânc fetele mele, poftim. Și șupercuță, și câte un păhăruț. Dar până mie medicamente. A, dar nu sunt antibiotice, este pentru sângele Domnului, a fost zis credincioasă, băi trebuie să... Așa. Maestrinio, tu ești minoră. Și privire. Ha, gine, v-am găsit sănătoșele, mă ne priem cu pășii. Mă ne stați acasă toată ziua? E fix, un ceas. Bună seara și bine ați venit la Salonul de Frumusețe. La Venus Plus te împletește chiar dacă dorește sau nu dorește clienta. Și fășeați el, adânsele, că-i fuială. La Venus Plus, nu, nu, ții minte că n-am mititic, mă vopsie, îmi păcii pricioși, dar mu, ești fată mare. Fii machiaj. Da, fii machiaj cu pomadă, cu glot. Bună dimineața, s-a trezit dulceața, nu știu cum e la voi, dar la noi iarna lușilă. Baba Odochea scutur cojași. Baba Odochea trebuie dat la armasari. Cine zice? Că așa nu vrei așa. Tu-mi ferici pe când ceva de rău. De acum mă analizăm, unii spunem copășiei. Știi că în partea asta îți dea și frumos, așa ești frumosul? Da, frumos. Și cum am venit acasă, ca și ghinești frumos, până un copășel, da plouă afară, ninge, furtună, nu știu și... Ca filuța cu mâna dreaptă, sănătate, bucurie, fericire, dragoste și mult noroc. Așa de numele la mama lor, dă-o coași, la portiță, o găină, un holub. Și fotografia noastră și e frumoasă. Ia că așa mi-a ajuns posilca din Spania. Ceea ce mi-am cumpărat din Barcelona. Și să vă arăt și vouă. Două candelabre. Pur și simplu senzaționale. Așa. Cu două fieți care stau și țin. E mi-a scutat la clactare. Ia tăi, uitați-le cum arată. Sunt superbi și am dat pe dânsul doar 150 de euro din bronz natural și în sfârșit am și eu linguriță. Mulțumesc tare mult editor că mi-a făcut livrare. Iată așa până acasă. Dragilor, am mai rugăminte, cine știe cu ce pot să spăl acele candelabri care sunt făcute din bronz. Cu ce spate de spălat bronzul ca să arate un piculeț mai altfel, deși arată foarte bine și așa. Cu ce pot spăl candelabrile din bronz? În sfârșit am găsit lustra pentru dressing room-ul meu. Să-ți ferească Dumnezeu, bă, da prosti. Doamna asta vă să mulțumesc. Cum vă cheamă? Victoria. Victoria, de mulțumesc, bă, da prosti. Bună seara, dragi prieteni. Nu de mult am intrat în casă, extrem de obosit. O zi astăzi foarte încărcată, stânga, dreapta, deal, vali, ninsori, ploaie, soare, norat. Mă duc să mă culc, mă nimeni am o zi fix așa de grea. După astăzi și la fel așa de grea. Până pe 1 aprilie o să fie nebunie totală, pentru că s-a început tumult schimb bun de emisiune. Vă pup, vă doresc o noapte frumoasă, un kiss, un love. Am primit astăzi o nucată cadou, aș bea un gât, dar n-am cu cine. Dacă vreți, bine. Suntem la casă, inspectăm, ne uităm, analizăm, discutăm, dar nimic nu pot să vă arăt. Absolut, gata. Deci, haideți să vă zic cum e Emilian. Pe ultima sută de metri, când aproape tot e gata, el poate să schimbe tot. Deci azi, surpriză, am fost la casă și baia mea a fost schimbată în totalitate. Pereți, podea, agresie, faianță, acolo nu mai știu ce e acolo, o schimbă tot. Pentru că lui nu-i plăcea. Și lui, dacă nu-i place, el schimbă tot, indiferent dacă are timp, n-are timp, că plătește triplu, că pierde tare mult timp și bani, el o schimbă tot. Ca să-i placă. La fel a făcut și cu etajul întâi, a vopsit tot etajul întâi care acolo... Mulți metri, vreo 200 de metri, i-a vopsit, a zis că da, nu. A, nu, 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 nu-mi place. Schimbăm tot. Și-a schimbat tot.
așa, că de-aia, de-aia își durează mult, pentru că el trebuie să facă multe experimente, știți? Bună dimineața, bratișca, te-ai trezit, eu azi așa o leac pe voie, pentru că eu vreau și eu mujic și când mă trezesc, dar și când m-am culcat, așa o leacă, dar după asta zic, o, dacă mă trezesc, mă trezesc, am zis, măi, atieț, vernuzea ca mine, mă zelă-li, văd, bășoi cu rugă, tanțevali, voi. Știu vă prăsnulisi? Știu vă... Știu vă visavali? Din depărtări, goniți de dor, voi reveni din nou la cofi, na-na-na-na. Și măi, bună dimineața, treziți-vă, fiți fericiți, viața e frumoasă, chiar dacă plouă, bleaha, mă, aș mi-i spânzuri. N-am măcar gine că n-am săpon în casă și n-am fringhii, și asta e primăvară. Decembrie, vâhadi, vâhadi, izmarta, sucica. Вот смотрю через фереастры. Декабрь, выходи нахер из марта. Я уже заколебался по ныгыт с твоими фульгушорами. Надо киочей, клепклопоцелы, лалели тюльпаны. Этот ветер меня уже долбасится. Долбасется, долбаться. Bună ziua de acasă, ce mai faceți? Cum vă simțiți? Astăzi trebuie să scriem în calendar ziua de astăzi. Pentru prima dată vorba și am închișat în casa mea, în sfârșit. Tu nu, Eugen, tu mâine. Asta azi e pentru mine. Astăzi mi-a pus stă... Eugen a zis că sărbătorim astăzi acest eveniment și se pun un twister. De băut n-ai cum, că ești la Voganciuc. Dacă ați văzut, dacă i-am spus lui decembrie, ești nahier din martie. Ia uitați-vă și stai frumos. Dar măi, soarele, mă ascultă, dar bă, că... om serios. Vă, trava, выходит из pământa. Ребятушки, вы знаете вот повесть о каприцах у Триеска, după mâncare, да, мы, а мой модерн, есть Евгеншке бабулой, de la Твистеру, скримлян, а что ты врей, а что ты пою врел он кебаб, да, врел Евген, а питат врел он, ладно, я еще не инвентат Твистер, кеб, чай, кофе, вообще, загар, мум, не еще это, пробую сказать, of, și ne l-a inventat, ți dă-i Dumnezeu sănătate, bucurie, dragoste. Ho, ho, e ca din ăsta îmi place, mare! Вот он, открывайся, малыш. Ăsta... Așa-l moment când n-ai, dacă n-am timp să mă duc să stau neva să mănânc asta. Îl scoți, ho, ho, e viața asta e scurtă tare, cât ai mirosit un twister. Hai, poftă mare, sănătate și bucurie! Încă o rugăminte până la Doamne, Doamne și înapoi. Am nevoie de o doamnă sau un domn care să șepuți implante de camere. Că eu m-am cumpărat pe câteva de astea specifici și nu știu ce să le pui în frunte, nu știu ce să le pui frunzulițele. Nu o persoană care iubește florile ca și mine la nebunie, dar persoană care știe despre fiecare plantă, unde s-o pui, când s-o ude, când s-o strochească. Și am nevoie de așa o persoană, vă rog frumos, la gât, ciriz nimagu, băiet, fată, domn, domnișoară, care orice plantă, orice curnuță, știi că trebuie atâta soare, atâta apă, atâta lumină, atâta udat, atâta ștearsă, atâta umiditate, uscășiune, imens. Help me în mine! Poftim, vedeți dacă o iei în seamă cu mătra și o pui, că tipa e toc model cu Nina Crescu. Tu erai la urmă, ai văzut cum o îmbijei pe ceea. Să înțeleg că tu ai făcut mămăliga asta, da? Asta mamă o făcut mămăliga. Asta mamă o făcut, nu. Asta mamă. Pieștele-i făcut de Dana, sata-i făcută de Victor, da. Și mămăliga de mama lui Dan. Здесь очень много дыма, а виновата это моя Викочка. Викочка, тебя люблю. Ты чком фаш тук? Как-то делаешь дыма, чтобы вышла из моего рта, просто ты просто чудеса. Și bună dimineața, s-a trezit dulceața, ca filana cu mâna dreaptă, pentru succes avec le vieț, un păr în ochi, ghinică nu în gură. Dacă era în gură, era problematic. Haideți o zi bună, mă duc fuga până la Cricov, apropo. În premieră o să văd și eu ceva ceea ce vă interesează. După asta mă duc în alt part și după asta mă duc la aeroport și după asta mă duc la Ceau Ragazzi, Ceau la Turcia, Ceau la Milano. E finita la comedia. Ne vedem mâine la Milana, la concert.
iar poi mâine ne vedem la Padova la concert. Și cum spune tatăl meu Dumnezeu să-l ierte când bei un pahar gin, pășică, pășică, pășă și eu, pășică, pășică, hai pășică la o cafică. Pașii măi, păi viața asta, nu mai știu cum mă chinui. Și-am grăit ei, dar văd că... Și bună dimineața, bună dimineața, s-a trezit dulceața, i-a îngâșit și-au gisat astă noapte, Eugen, o stăptă noaptea, s-o s-a calibit gisuri cu lustrele mele, unii în schimba, le pune în stânga, în dreapta, o să mă trezăm și iar lustre, iată tăță o fost. Hai să mă schimbă una, hai să o punem pe cealaltă și dacă reușesc ca să stai pe la casă și poate am să vă arăt ceva, dar până atunci fiți cu minciori, așa că nu se știe. Știu că astăzi sunt un formidabil în acest costum, desori când bună treia oară m-am îmbrăcat în drâns. Aptății, Emilian, așa de când sunt formidabil, așa? Spuneți-mi, vă rog frumos, că sunt formidabil, că dacă n-ați să-mi spuneți voi, eu oricum știu, dar mai vreau și cineva să-mi zic, buf, Emilia, așa de formidabilă, formidabilă. Voi ce faci? Vezi soarele cum mă urmărești, eu i-am spus. Te ușini tătă, ți rup razele și le dau foc. Uitați-vă ce frumos soare, înverzește tot naturica, hai în colecțică, văd muguri, îi scapachi, vă hodite, îi screnguțăi. Doamne, și emoții și nostalgie, am 11 ani, pe 22 martie mi-am cumpărat prima mea mașină luată în leasing, Kia. Câtă fotografie o vedeți, eu când mă uitam la fotografia asta, am 11 ani, apoi eu mă tășiem, pentru mine nu exista mașină mai frumoasă, mai deosebită, mai... Eu zicem, wow, asta e mașina visurilor mele. Și că ne-am adus aminte de dânsa, frumusica, Doamne, tare multe păcate am făcut în trânsa, chiar dacă era cu două urși, era incomod, știi, dar păcătuiem că eram tânăr, putem, dar am 4 urși, dar nu pot, gata, bătrâneț, haine grele. E ca uita, cum te cheamă? Maria. M-a cuprins strâns, stă-și plânge și iubitul ei se uită și a zis că o face, da, bușură. Mulțumesc, Marioara. Mulțumesc. Și așa emoționată. Tremură. De unde ești? Din Cantemir. Și unde ești? Londra. La Londra, zbor ușor. Mulțumesc. La voi. Acum fiți atenți la mine și țineți minte asta, năfțic da. Momentul cu fetița care m-a văzut, m-a cuprins și a început a plânge și tremura atâta, desigur când m-a întrebat, Emilian, și unde încarci, când te încarci? O mare parte m-a încarcat la Negurin, iar o altă parte când văd oameni, când pur și simplu îi suit la mine și plâng, și pentru eu pentru ei însemn ceva, iată, aceste momente mă încarcă de la zero și au face baterie ca la 100, ca Duracell-ul. Băchiți, vă mulțumesc tare mult. Cei care nu mă apreciază, nu trebuie să mă aprecieze. Nu pentru dânși fac ceea ce fac. Pentru oamenii care sunt cu mine, mă iubesc, mă kiss, mă love. E șansa ta, acum sau niciodată. Acum am să mănânc o bucată de cărnați în sănătatea lui fetița și ea. Și gata. Chiar dacă nu este politicos să mănânci cărnați cu laba. Aș bea un pahar de ceva, dar încă nebunul m-a venit. Așa că, nebună-i. Sexy. Uitați-vă, dacă ești exact, noi azi avem amuși cu nebunul un ginișor tonic și ne-a dus și gheață și portocalul cu, de la mientă, ce faci de mientă? Like some. Și așa că sunt normal de cap. E cum si dici, buongiorno, come stai, tutto bene, un ginișor, Doamne, azi mi-ar... Lasă, ne vedem la Milana. Ne-am luat, Doamne ferește, m-am îmbrăcat în jeansuofcă, mai scurt, am să fac și din foto acolo. Și ne vreau și din foto cu mine naked, apătunci naked. Sincer, nu-mi iese din cap fetița și e ca e tremura și e prost a plânge. De când am gestat să te văd și în sfârșit te văd. Și e ca de aici am să mă gândesc să vă întreb, e ca voi ce anume apreciați cel mai mult la mine? Sau de ce mă iubiți? Sau dacă mă urâți, de ce mă urâți? Nu vreau să știu, poate să îmbunătățesc niște lucruri, știți? Doamne, am niște emoții, eu ne-am văzut azi casa, deja 99,99 e gata, mâini pun perdele, i-am văzut să moși. În două secunde să te vadă lumea. E ca Adrian, chiar dacă a făcut un gest foarte bravo și amabil, m-a făcut să mă simt de tot să ridicat de scaun și zic că, domnule, ne-a așezat, dar și eu sunt moșneaz, măi, eu cu stână, e Doamne.